Bine v-am regăsit, prieteni! Avem topul celor mai fierbinți știri. E o seară incendiară în care o să aveți nevoie de multă gheață, poate chiar de pompieri. Urmăriți titlurile ediției și apoi comentariile spumoase ale invitatelor noastre celebre. Dacă e joi, e top știri fierbinți. Astăzi avem pentru toată lumea și pentru toate gusturile știri multe și interesante. Măști cu viermi, șoc și groază. Sharon Stone, păcălită de un chirurg plastician. Nu o să vă vină să credeți ce a pățit celebra actriță. Vaccinul românesc primește finanțare externă? Noi dovezi că virusul vine din laborator. Incredibil! Unui bărbat i-a căzut pielea după ce s-a vaccinat. Și nu în ultimul rând, topul celor mai sexy femei peste 50 de ani. Care este secretul lor? Știri fierbinți într-o seară incendiară. Ei bine, doamnelor și domnilor, prieteni de pe Facebook și prieteni care sunteți în fața micului ecran, în platoul Mădălin Ionescu Show, două celebrități autohtone. Încep cu doamna mai tânără, Maria Cârneci. Bună seara! Bună seara, Mădălin! Bună seara, bine ai venit, Maria, și Daniela Gheorfi, prietena. Bună seara! Mea de mulți ani, bună seara! Bine ați venit! Bine că te-am mai văzut! Bine că ne mai vedem, a? Auzi, de dragul timpurilor, când erau vremurile normale, știi cum îi ziceam eu lui Mădălin? Medelin, așa la lintam. Cartelul de la Medelin. Da. Cartelul de la Medelin și în seara asta, pentru că avem numai chestii incendiare acolo. Da. Mă, să nu luăm foc pe aici, pompieri aveți? Avem și pompieri, avem și instrumente care pot stinge flăcările în caz că vâlvătaia va fi prea mare. Sunteți pregătite? Îi dăm drumul? Eu m-am născut pregătită. Te-ai născut pregătită, da. Alții se nasc într-o glumă așa și noi intrăm în politică în seara asta, nu, încercăm să evităm. Doamnelor și domnilor, prima știre. Prima știre este șocantă de-a dreptul. Nu știu dacă sunteți pregătite să vedeți ce se poate ascunde într-o mască obișnuită, mască de protecție adaptată acestei perioade. Și nu este o glumă. Au devenit virale aceste imagini. Internetul este plin de comentarii pe marginea acestor descoperiri din măștile de protecție. Sunt niște, nu știu, un fel de nanovirmi. Să nu le zicem nanovirmi. Sunt niște virmi care pot fi văzuți doar cu instrumente specifice, prin amplificare, prin mărire. Lupă, treburi de genul ăsta, microscop. Și astea s-a descoperit, acești virmi au apărut în măștile care provin din China. Păi bine, mă, Mădăline, m-ai lăsat să vin cu masca la tutuială. Bă, mai puneam, dracu, dacă știam de așa de ceva. De unde e masca? Te-ai interesat și tu? Din China, din Franța? Păi ce știu unde e? Am cumpărat-o de la farmacie. Poate-s din China. Poate-s din China. Bine, nu toate măștile vor avea așa ceva. Nu, dar este clar că o mască, depinde cât o porți. Este clar că dacă e o mască și o porți, nu știu cât timp... Păi nu fi purtat-o. Nu, s-au făcut demonstrații, măști scoase direct din ambalaj. Pe mine nu mă miră dacă este din China. Așa este, evident că sunt tot felul de bacterii după ce le porți o perioadă. Asta vreau să spun. Păi da, oricum o arunci. Să apară tot felul de microbi, de larve. Doamne ferește. Da, ferește. Așa ceva... Nu e vorba de măști aruncate în gunoi și luate după vreo o lună de acolo? Păi da, zic. Nu, am înțeles. Deci sunt măști cum ar veni... Ce sunt carcalaci? Absolut, desigilate. Sunt, da, cu... Și apar... Și... Păi, dar de unde vin carcalaci ăștia? Din hârtie aia? Din ce dracu e făcută mască? Va trebui să-i întrebăm pe medici. Va trebui să-i întrebăm pe medici... Cred că nu e un subiect care ar trebui ridiculizat. E unul care ne îngrijorează, în plus, apropo de teoria conspirației. Acum nici nu trebuie să luăm razna să considerăm că în fiecare mască se află un vierme de genul ăsta, dar e important de știut ce gen de viermi sunt cei care au apărut. Ferească Dumnezeu, de care ori fi. Cu siguranță ne vom edifica în perioada imediat următoare, oricum e straniu. Dar nu ne mai miră nimic. Așadar, imagini care sunt virale în această perioadă, cu viermii descoperiți, iată, imagini de microscop, în măștile pe care... le folosim. Dar nu e o instituție perioadă care să le verifice când sunt băgate cine în farmacie? Cine să verifice și e pe adevărul măștile? E că aici grija față de om e la prevedere. Da, acum, poate că unele din materialele care au apărut pe internet sunt fake, dar altele... Asta vreau să spun, mi se pare
că sunt și multe materiale sau multe știri false. Da, știri false. Păi și știi cum să le mai alegi? Păi, dacă gândești un pic, dacă tot ce zboară se mănâncă, înseamnă că nu am făcut nimic pe lumea asta. Eu zic păi că de ce? Oameni se care pare că asta nu e plauzibil? Poate să fie și poate să nu fie. Sunt convinsă că, de exemplu, având o mamă bolnavă atâția ani de zile, am văzut multe lucruri în spital. Adică pe mine nu mă miră că sunt viermi, bine, nu se văd cu ochiul liber, sunt la microscop, probabil, se văd. Pe mine nu mă miră acest lucru. Venind din China, cu tot respectul, poate sunt lucruri chinezești foarte bune, dar majoritatea știți că sunt de proastă calitate. Chinezării. Chinezării, cum se spune. De asta și așa se spune chinezării. Dar să nu uităm totuși că sunt și multe știri false, ca să ne pună, după ce că avem o viață în aceste timpuri destul de cu știri numai dintre astea, că dacă stai și le asculți, eu am intrat în depresie, deci eu am făcut depresie și am depresie pentru că, de exemplu, ca artist, nu pot să cânt și atunci îți dai seama că ce vrei să te mint, sunt într-o depresie. Și să mai vezi și știrile astea, că îți pui și tu o mască de protecție și ei, până la urmă, viermi care, eu știu ce poate să-ți facă, că oricum, nici bine nu poate să-ți facă. Cred că și fake-urile astea, dacă or fi, până la urmă, neadevărate, n-au decât un singur rol pe pământul ăsta, să ne debusoleze și mai mult, să ne facă să o luăm razna, să vorbim cu mâini la spate ca șefii, singuri. Trăim într-o perioadă de confuzie, urâtă, confuzie da? Intensă, de polemici, de discuții aprinse pe tot felul de teme, dacă vaccinurile sunt ok, dacă nu sunt ok, dacă e un mare experiment, dacă nu e un mare experiment. Și nu știi pe cine dacă virusul e artificial, dacă nu e artificial, dacă suntem atacați, dacă nu suntem. Este artificial. Asta este și părerea mea, am tot prezentat publicului din România informații cât se poate de pertinente, plauzibile pe tema asta, dar numai, adică faptul că virusul, originea virusului nu mai este una artificială, nu ține de teoria conspirației, adică sunt oficialități, sunt oameni politici importanți, sunt medici de anvergură, atâția, da. Sunt foști șefi CIA sau sunt oficialități medicale de primă mână din Statele Unite care merg pe această idee și au declarat public acest lucru, așa încât nu mai este teoria conspirației, ci e vorba de teorii publice, de afirmații publice, e vorba de date oficiale. De aproape o certitudine. Okay, aproape o certitudine, chiar dacă OMS-ul merge pe oarecum pe altă linie. Aici ne vom lămuri peste ani de zile. Este clar că e vorba de interese politice, militare, economice, majore. Și noi suntem prea mici în acest război uriaș. Dacă sunt viermi sau nu în măștile astea și chinezii se mai ocupă și cu astfel de situații, rămâne de văzut, n-are rost să ne hazardăm, dar oricum e bizar. Semnalăm faptul că internetul e plin în acest moment de imagini cu aceste oricum, lumea e foarte debusolată și împărțită. Deci unii cred ceva, alții altceva. Bine, băiatul ăsta are față de fake, nu știu. Asta vreau să zic, că el nu este convingător. Nu știu dacă este cel mai convingător personaj, dar hai să depășim faza cu viermii din măști. Să luăm cred plasma. Că medicii se vor pronunța în acest sens. Nu exclus ca partea asta să fie totuși unul dintre fake-urile, dintre știrile false ale perioadei. Probabil. Dar nu ne-ar bina nimic în timpurile pe care le trăim acum. Avem o altă poveste. Într-adevăr, după cazul Flavia Groșan, după cazul doctoriței din Oradea, care a sensibilizat o bună parte din opinia publică și a împărțit apele, cum s-ar spune. Da, da, da. Au început să apară și o serie de reacții și unii medici, colegi de-ai doamnei doctor, ies în public și semnalează faptul că unii pacienți, iată, devin agresivi, le adresează injurii medicilor, iar aceștia trebuie să-i salveze cu forța. Mulți pacienți refuzând, practic, în cazul în care au afecțiuni grave sau au o formă gravă de COVID, refuzând tratamentul cu oxigen. Refuzând tratamentul, refuzând oxigenul, practic, măștile sau, nu mai zic de intubare, că acolo e discutabil. Voi ce părere aveți? Au fost meeting-uri în care medicii au fost taxați foarte dur și cum caracterizați? Calificați drept asasinți. Da, nu, asta nu mi se pare corect. Totuși, un medic, eu vorbesc normal, un medic salvează viața omului. Nu poți să-i pui pe toți la zid, nu poți să dai vina pe medici,
Adică eu am văzut și eu protestele și crede-mă că mai mult decât noi artiștii care noi suntem primi, adică printre primii care suntem cei mai defavorizați în această pandemie. Clar, clar, clar. Eu n-am ieșit afară pentru că eu nu consider că dacă vorbești urât, dacă înjuri, un medic învață toată viața lui. Acum nu vorbesc dacă este bun sau rău ca meseriaș, că nu este datoria mea. Eu v-am spus, eu pot să vorbesc pentru că mama mea a fost bolnavă 33 de ani. Iar unii medici i-au făcut bine, alți medici s-au dus în spital cu o rană și a venit cu 7 acasă. Stă un exemplu. Și atunci erau microbi în spital. Îți dai seama pe tipul Ceaușescu ce nenorocire era în spital. Dar nu poți să vorbești urât cu un medic, nu poți să-l agresezi nici verbal, nici fizic, nici un fel sau în cadru sanitar, pentru că nu mi se pare normal, sunt și ei tot oameni și nu pot fi salvați toți oamenii. Eu nu iau apărarea nimănui, nu mă interesează. Eu sunt un om care îți spun astăzi seară și mă bucur că pot să spun o opinie. Te poți duce și eu m-aș duce în stradă, domnule, protestez civilizat, pentru că este normal. Dar nu te-a pus să înjuri, nu te-a pus să te duci să te bați cu medicii, să dai vina pe medici, pentru că și ei încearcă la rândul lor să te salveze, dacă au cu ce, dacă pot, dacă știu. Pentru că poate pe unii au luat pe nepregătită. Îți dai seama, virusul ăsta, hai să fim serioși, acum un an de zile, țin minte că am venit din Spania, am cântat pe o 8 martie și mă gândeam eu în prostia mea, zic, bă, cât cu o săptămână înainte de declararea stării de urgență. Exact, poate să dureze 3 luni, 6 luni și uite, a durat un an de zile și ne uităm și suntem mai rău decât a început pandemia. Nimeni nu s-a așteptat la lucrul ăsta. Eu nu sunt de acord ca să înjuri medicii, sunt de acord să stai nu neapărat acasă, să-ți iei tratament dacă ești bolnav de anumite boli, să ajungi la spital în ultimă instanță acum în faza asta, pentru că te duci cu o boală și poate mor de altceva, că despre asta se discută. Dar nu poți acum să stai să te bați cu medicii, să îi înjuri, să vorbești urât cu ei. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Oricum, și eu pot să spun părerea, pentru că am în familie, chiar băiatul sorei mele e medic, șef de secție la Matei Balș. Nici ei nu s-au confruntat cu așa ceva până acum, până a apărut pandemia. Sunt lucruri care se învață, care se așteaptă să vină de la profesori, de la cercetători din toată lumea, pentru că oricât ai fi tu de medic, adică eu am un cult, dacă vrei, un respect extraordinar de mare pentru medici în general. Acum sunt, or fi și excepții vis-a-vis de, mai sunt și, adică din ce am văzut la știri și pe posturile de mediatizare, de socializare, așa, poate că sunt și medici mai puțin cooperanți, eu știu, nu intervin atunci când trebuie sau lasă bolnavul. Nu mă pronunț pentru că nu știu din ce scrie presa sau din ce se arată la televizor, dar este o perioadă infernală pentru doctor, pentru asistente. Nu te gândi că îmi spunea băiatul sorei mele, care durează până să îmbracă în toate combinezoanele, în toți șoșonii, în toate șosetele, căciuli, fesuri, draci, o oră și ceva și ca să stai. Că normal, ți-e milă, este un suflet de om, nu poți să treci ca pe lângă el ca fulgerul și să nu te apleci, să nu îl întreb cum se simte. Poate că fi și excepții, nu știu. Sunt și excepții, da. Maria și... Dar nu poți să condamni, medici, aș condamna mai degrabă clasa politică, că timp de 30 de ani n-am văzut un spital ca afară, n-am văzut... Nu știu, la nivel de comună, de orășel. Clasa politică n-a rezolvat problema paturilor de la ei și așa mai departe. Clasa politică, care clasa politică? Nu s-a investit în sănătate, în școli și, uite, suntem repetenți și chestia asta se vede de la zi la zi. Aici e o întreagă discuție, vom vedea ce se va întâmpla când se va trage linie. E drept că nu poți să dai vina pe corpul medical care a supus unei presiuni uriașe, dar... În procesul de tratare al pacienților bolnavi de COVID s-au produs erori grave. Grave. Normal, că n-au știut. Unele seamănă cu crimele. Da. În afară deja se investigează, sunt procese care vor fi răsunătoare și care merg pe acuzație de crime împotriva umanității. Pornind de la faptul că multe dintre tratamente, gen astea cu intubarea, cu aparatele de ventilare mecanică, au fost neadecvate într-o perioadă,
Și alveolele pulmonare ale multor pacienți care au ajuns la tine au fost parte dintr-o manevrări greșite, eronate și dintr-un tratament care a fost inadecvat. Aici va fi o întreagă polemică și cred că la final, când se va trage linia, vor fi foarte multe situații grave din acest punct de vedere, când se vor descoperi aceste realități. Sunt deja medici legiști în afară care spun asta. Surpriză, o să se întâmple poate și în România, când se va constata că unii dintre pacienți, din păcate, au murit cu zile, cum se spune. Cu zile. Da, adică puteau să fie salvați dacă li s-ar fi aplicat alte metode de tratament. Și aici rămâne văzut a cui va fi vina și cine va împărți această vinovăție. Până atunci însă este clar că, și am spus și ați spus, a subliniat-o voi foarte bine, corpul medical a fost supus unor presiuni inimaginabile. De-aia nu trebuie să ne înrăim, nu trebuie să ne atacăm între noi. Da, și numai să te gândești la faptul că fiecare medic, fiecare asistentă, brancardier sau ce funcție ocupă el într-un spital, gândește-te că nu e ușor, pentru că și el are acasă mamă, tată, nevastă, copii și pleacă, se duce, pleacă în spital. Asta mi-a scris un prieten, iartă-mă, zi-mi până la capăt. Da, pleacă cu frică să nu ducă acasă boala, oricât de bine s-ar echipa. Stai că mi-a scris unul. De ce este o poză cu tine dezbrăcat la story? Bă, ai nebunit. Cum? De ce este o poză cu tine dezbrăcat la story? Nu, ele foarte glumesc, dar vreau să... Poate cine știe... Astăzi este întâi aprilie. Am probleme pe internet mare, am făcut plângere la poliție. Îmi scriu femei din toată lumea. Foarte bine, asta e un lucru bun, măi, Mădeline. Puteți să luăm bani pe tine, stai puțin. Să-ți arăt mesajul? Stai puțin, că e bine așa. La cameră? Păi nu știu, asta îl întreb și eu. Am pus semnele întrebării să văd și eu ce... Sunt sute, mii de conturi false pe internet, pe Facebook și pe Instagram, create de niște demenți, de o grupare infracțională, de niște băieți, care probabil că sunt în legătură cu o grupare din Africa, pentru că am primit informații în acest sens. Și, dar sigur, gruparea asta are ramificații și în România, că faptul că m-au ales pe mine este clar. Probabil corespund unui profil de cuceritor pe undeva, o anumită vârstă. Deci scoatem bani cu Mădălin. Și băieții fac bani cu mine. În toată lumea. Mă și abordează, adică mai și scriu la mișto, mai îmi dau și follow de pe diverse conturi de astea. Adică nici nu mă lasă în pace dacă tot fac mizeriile astea. Trebuie să fac plângere la poliție pentru că mi-au scris femei din toată lumea că au pierdut bani. Deci sunt femei care au plătit mii de euro sau de dolari ca să se întâlnească cu personajele astea. Păi asta nu e de glumă, și atât timp aveau alte, nu ajungeau la întâlnire. Și găseau tot felul de scuze, își pierdeau portofelele. Asta nu e de bine, Medelin. Nu e de bine deloc. Și am făcut plângerea poliției mine. Au trecut câteva luni și încă n-am primit foarte multe detalii. Înțeleg că merge povestea. Nu cred că e foarte gros să găsești IP-urile unor infractori. Adică deci nu înțeleg de ce... Stă mintea în loc. Eu am depus la poliție inclusiv conturi, capturi după conturile false ale acestor indivizi. Vreo câteva zeci, că sunt mii. Deci e ceva îngrozitor. I-am scris lui Zuckerberg. Adică serios, adică, până la urmă și Facebook și Instagram sunt complici la niște operațiuni, la niște infracțiuni majore aici, păi, acceptând acest lucru. Mie mi se pare groaznic faptul că pe Facebook și pe Instagram nu-ți cer buletinul automat atunci când vrei să-ți faci un cont sau o pagină. Da, bă, îți dai seama că e de 1 aprilie, mi-a scris. Asta ți-am spus. Asta nu înseamnă că cineva putea să creeze o poză de tip Borat cu mine, să-mi pun acolo ceva și să o lanseze pe Facebook. Da, eu chiar am o problemă serioasă cu ăștia și îmi scriu femeie în toată lumea, ești real, nu ești real, ești tu. Nu, și auzi și ne spuneai, vezi, bânătaia asta de la Cristina este că... Nu, că îi scriu și ei, îți dai seama și deja ne-am dar oricum se întâmplă destule măgării și infracțiuni la nivel de... Da, sunt și adică ori sunt niște obsedați hărțuitori, stalker de ăștia din România. Dar care s-au gândit să facă și niște bani pe spinarea mea, de ce nu? Mădăline, ești pe feng shui-ul lor, pe size-ul lor, ce să zic? Sunt pe agenții, pe site-uri matrimoniale, în toată lumea. Eu, Doamne ferește. Ți-am zis că scoate un ban cu el, nu mai... Doamne ferește, Mădăline. Da, nu sunt chiar banii aia pe care... Te sâcâie, te enervează, te deranjează. Nu, este extrem de deranjant și, până la urmă, sunt niște femei care, Doamne ferește, pot să o pățească la un moment dat. Păi da. Afară de faptul că au pierdut bani. Și unele probabil că au fost și femei căsătorite care au fost șantajate ulterior și așa mai departe. Doamne ferește, da. Adică deci, sunt escroci. Unde le duce, unde îi duce da, asta este altă știre, nu era pregătită, dar am pornit de la un mesaj. Mă așteptam să găsesc hai ceva. Că ne-a liniștit, e de 1 aprilie, e păcăleală. Asta a mea nu e. Nu? Nu, asta a mea nu e. Păcăleală este un subiect care se poate de serios și chiar mă deranjează. Adică e una chestie care chiar mă sâcă în perioada asta. Dar o să se rezolve, sunt convins că poliția va găsi până la urmă
sursa alimentării internetului cu astfel de conturi. Am niște, unele dintre femei mi-au oferit niște indicii de la conturi ale personajelor până la numere de telefon și mai departe. Probabil că băieții vor fi prinși, adică atunci când nu se așteaptă. Depășim faza cu doctorii și trecem la o fază amuzantă. Sunt de laudă medicii, orice ar fi. 90% dintre ei merită tot respectul. Da, ar fi bine totuși ca specialiștii adevărați sau mulți dintre specialiștii adevărați care sunt mai tăcuți și mai modești în această perioadă să fie lăsați să intre în comisiile care se ocupă de gestionarea COVID în România, că nu prea sunt prea mulți specialiști acolo. Adică, cam asta e adevărul. Bun, avem o știre interesantă. Este un domn care e președinte al Consiliului Județean Iași. Nu contează ce coloratură politică are. Mă rog, e liberal. Se numește Costel Alexe și vedem un pic, da? Vorbește într-o limbă specială el. Hai să vedem despre ce este vorba. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației județului Iași în calitate de membru fondator al Asociației Atrium, Arhitecturi Totalitarian Regime Soft, bam, 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 pe anul 2021. Cine este pentru? Engleză, da? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc! Da, este recidivist, stai așa, stai să vedeți partea la... Anul trecut, la ONU, într-o conferință ONU, a fost ministrul mediului, domnul Alexe. Într-o conferință ONU cu profil, nu știu, climatic, era acolo, era o dezbatere pe teme de mediu. Da. A avut o prestație excepțională în limba rongleză, dacă putem spune asta, hai să vedem ce s-a întâmplat. And distinguished delegates, I am honored to have the opportunity to address you today. Please allow me to thank the government of Chile for its effort for organizing this SOP. I am also expressing my gratitude for the timely support provided by the Kingdom of Spain, the city of Madrid, for the excellent hospitality. At SOP 24, party reached a successful outcome by agreeing on a rule book that brings the Paris Agreement to life and make it operational. At the previous session in June, during the Romanian presidency of the Council of the European Union, we achieved substantial progress on many agenda items. And yet, Article 6 remains open even... Deci m-a spart la poziția asta. Măi, Medeline, păi, deci a vorbit omul, vrei mai bine vorbeai cu mâinile, că era limba gimnastică, e la modă. E, asta e. Când avem atâția oameni deștepți, atâția tineri care vorbesc la perfecție, atâtea multe limbi străine, 2, 3, 4, 5, sunt genii. Păi, de ce nu fi stat dânsul? Ce era de meserie? Sau era de profesie fără? N-au zis că e ministru, era ministru. Păi, lasă-mă ministru. Ministru. Ministru, la maniera asta, nu. Dar vreau să spun. Păi, l-a depășit pe Iliescu, mai țineți minte pe Iliescu, vorbind engleză. Because, păi da. Nu, dar avem atâția tineri, Mădălin, deștepți. Nu contează din ce sector al activității vine, că e inginer, că e profesor, dar e deștept, prezentabil, tânăr, are forță. Aici, bibilica, îi merge, știe să vorbească, păi ne facem de... Păi și domnul este tânăr. Da, și neliniștit. Poate e capabil, poate e foarte bun manager. Da, a vorbit o engleză, păi acum... Și a fost ministrul mediului, dar romgleza nu este... Trebuia să ne aduci, dracu, translatul, să ne spună și nouă ce a vrut să spună domnul, că... Nu înțeleg ambiția asta de a citi într-o limbă pe care nu o stăpânește. Asta, într-adevăr, e o problemă. Dar avem oameni deștepți la nivel de țară, nu sunt promovați, nu sunt scoși în față, dar care ar putea să facă cu brio față la un post de ministru. Cred că delegația României nu a avut suficient bani atunci pentru ajutor, un translator, un personaj. Un translator, nene, dacă eu nu... Să-l fie ajutat foarte dacă mult vrei să mă duci acum în Turmechistan și eu nu știu limba, ce dacă mă duc acolo să fac pe rom, auzi, era un... Stai că spun și un banc acum, care se poate spune. Dar nu e banc, e chiar adevărat. Pe vremea lui Ceaușescu, un vecin de comun era președinte de CAP, Neamarin. Omul nu avea decât 4 clase și ăștia, primarul, Gebre, Neamarine, fă-mă și mata măcar, dracu, 7 clase, că nu mai poți să fii președinte de CAP. Păi știu, dacă n-am decât 4 clase, în fine, cu chiu, cu vai, a mobilizat profesorimea de la școală, de acolo, l-am scris și trebuia să dea la rusă, la fizică, ce se purta
ca materie de limbă străină la vremea aia. Îi dă lui Neamarin, pionierul merge la școală, în rusă, pianer, îi du nascolul. Am făcut și eu și mai țin minte, da? Culmea, la școală la care am fost eu profesor 2 ani. Și dă lui Neamarin să citească, s-a închiondurat și s-a răstit la foaia aia, pinonor, piroron, pionor, așa. Și la fizică îi cade legea lui om. Care om, mă? Și el scrie pe foaia de extemporal sau teză ce a dat pentru clasa 6-a, 7-a, nu știu. Bă, nene, eu nu știu cine e omul ăsta, eu știu legea mea, cine e om cu mine, sunt om cu el. Așa cum a putut el să scrie, de dai seama. Nu, dar pe bune, foarte acum tare. Vorbesc, avem atâția tineri, da, chiar pregătiți, chiar instruiți, care provin din familii ca lumea, care au trăit cu bibliotecă în casă, sunt informați și nu vorbesc decât ceea ce știu, nu? De ce nu sunt promovați aia? Că e vorba de miniștri, de secretari de stat, de directori de instituții, păi n-au stofă ficat de om politic. Lasă-o dracu politic, de politică, măi, Mădăline. Păi politică și și-a rupt omul limba în gură, a trântit-o de toți dinții. De ce nu? Adică eu dacă nu știu ceva, nu mi-e rușine să spun, nu știu. Mă pui acum... A fost haios acum când a dat-o pe bam, 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 adică e clar, doamne, hai. Păi bam, 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 știi asta și tu. Asta nu e chiar calitatea mea, limba engleză, dar... Epitul... Nici a mea, dar măcar da, ce vorbește știu, adică corect, ce faci, bună ziua și la revedere. Așa este. Da. Să sperăm că nu va insista în romgleză, pentru că nu îl avantajează. Să trecem spre COVID-ul ăsta 19 și noi dezvăluiri ale oficialilor americani. Fostul secretar de stat Mike Pompeo denunță o mascaradă a OMS și a Beijingului. Ăsta a fost șeful Departamentului de Stat, practic un fel de ministru de externe în administrația Trump. Păi ăsta nu știe și el ce vorbește, cred păi, că... Băiatul a fost șef CIA, adică... Păi aia, că știe mai bine. Și practic afirmațiile lui sunt cât se poate de clare și îl citez Institutul de Virusologie din Wuhan. Rămâne sursa cea mai probabilă a virusului, iar OMS este complice. Dispun de probe care demonstrează că SARS-CoV-2 provine de la Institutul de Virusologie din Wuhan și nu este primul oficial american. Practic, în momentul în care s-a întâmplat anul trecut, când încă mai era Trump acolo, evident, Trump, știți bine, a intenționat să scoată da. USA din Organizația Mondială a Sănătății și ultimul raport, practic, al administrației Trump, a fost în ultimul raport al Departamentului de Stat, America, practic, a indicat China clar, laboratorul din Wuhan, clar, de fapt, ca sursă de proveniență a virusului. Asta e o declarație de război, practic, într-un limbaj diplomatic, fără să intre în foarte multe detalii. În momentul în care spui așa ceva, nu mai este teoria conspirației, este cât se poate de evident că acolo sunt niște probleme. Și deși am auzit virusologi care aproape se dau cu capul de pereți încercând să convingă lumea că acest virus a apărut pe cale naturală, când un liliac a prins un porc, probabil la înghesuială și la... Un pangolin. A prins un liliac, care liliacul după aia s-a dus la un porc. Da, mă, și se răspândea într-o săptămână pe tot globul pământesc. Omul a mâncat porcul ăla sau nu știu ce a mâncat liliac. Păi noi n-am mâncat în pangolin. Genul ăsta de încrucișări, de sex în grup între, nu știu, așa care a dat naștere acestui virus. Fiecare știm greu de în capul nostru și am acceptat, citit, da. Dar adevărul e că nu știi, suntem atât de debusolați și de zăpăciți și de presați cu tot felul de informații încât nu știi ce să alegi. Care o fi adevărată, care eu o fi... Sincer, aș fi preferat varianta în care apariția acestui virus ar fi fost una cât se poate de naturală, adică pe o linie naturală. Pentru că era mult mai ușor de combătut. Faptul că originea lui este artificială, este îngrijorătoare, asta înseamnă și apar mutații, asta este un virus cel mai mare semn de întrebare, că la gripă, ce dracu mutație se apare? Tușești, strănuți și aia e gripa care sunt am pomenit-o. Sunt și virus gripal extrem de periculoși, care au un grad de letalitate de peste 8%, adică mult mai mare decât acestui virus, da. SARS-CoV-2. Sunt virus gripali la care șansa să mori este de 10%. Da. Sunt vreo 5 coronavirus mari, printre care și acest SARS-CoV-2. Am înțeles, nu știu de unde vine, dar în orice caz a distrus... Ce crezi, pe scurt, e de origine naturală sau așa? Dacă tot avem voie să vorbim, încă mai putem vorbi... Deci, da, Mădălin... Eu am spus că eu cred că este în laborator făcut. Adică nu cred,
Ești convins? Da. Așa la cât... Nu știu, eu personal asta cred că este în laborator. Ca multe, multe alte boli care au fost, mă rog, de-a lungul ultimii 10 ani, 10-15 ani. 10-15, 20, cam așa. Adică când știința a început să evolueze foarte, foarte, foarte tare. Eu cred că asta este făcut în laborator. Mai cred de asemenea că anumite interese, pentru că nu se poate altfel, adică nu are. De la HIV încoace ne-am cam obișnuit. Exact. Acceptăm genul ăsta de informații și realități de genul. Și să și credem și să... Atât de triste. Da, sunt tot felul. Lumea este un uriaș experiment, un platou de experimente și unii manevrează foarte lejer și cu cinism. Îți dai seama că fiecare dintre noi am citit toate informațiile care îl vizau pe Bill Gates și pe Melania, pe soție, pe Fauci, adică toată lumea, un om de bună credință, normal, mă dă dracu, murim și nu știm de ce murim, murim de diagnostic, de ce dracu murim. Așa, și normal că citești, te informezi, l-ascult și pe ăla, să l-ascult și pe ăla. Totuși, după părerea mea, sunt, cum să spun, un firicel de praf în față de cei care experimentează, cercetează și asta le e profesia, dar dacă era ceva natural, nu știu, poate că trecea mult mai repede și poate că exista un medicament care se potrivea la fix. Păi la COVID-ul ăsta nu știu care medicament e bun sau care e ăla, sta strict, mă, urmați-l pe ăsta și nu moare nimeni. Sau, mă rog, cei care sunt cu multe alte probleme de sănătate, să zici că e o pierdere. Oricum e păcat că au murit foarte mulți, așa cum spuneai mai devreme, cu zile. Din diverse, nu putem să dăm vina pe nimeni, pentru că nu ne-am confruntat cu așa ceva. Nici nu e ceva pasager să zici, domnule, știe cineva, ne spune cineva acum, azi. Nu ca păcăleală că e 1 aprilie. Cât durează? Sau ce medicament face bine, nu numai nouă la român, la toată omenirea asta, că nu e vorba știți, de... Știți că este o discuție în afara țării și aceste informații nu pot fi ascunse, pentru că, din păcate, pentru establishmentul politic sau pentru anumite surse care ar dori să existe o comunicare mai redusă între oameni, informațiile circulă. Păi da, normal. Deocamdată încă circulă. Cât timp se mai păstrează aparența de lume democratică, informațiile circulă. Și atunci, ce vom face dacă vom afla, sau când vom afla, pe scară largă, că sunt foarte mulți oameni care au făcut chiar rapel, au făcut ambele doze de vaccin și care totuși au dezvoltat forme grave de COVID. Sau au murit, că au fost și nu, cazuri. La televizor au fost, s-a îmbolnăvit a doua oară de COVID. Au murit din cauza vaccinului, e altceva. Da. Dar se spune că faci forme ușoare. Faci tot... Dacă faci vaccinul, faci forme ușoare. Nu e chiar așa. Adică pentru mine asta este ceva până în momentul măcar să știm asta. Că într-adevăr păi fac vaccin, faci dacă forme ușoare. Faci o formă ușoare sau nu mai dar faci. Dacă nici asta nu mai e o garanție, atunci... Da, Mădăline, și pe partea elaltă, dacă stai și te gândești da. Și privești, nu să zic România sau alte țări de talia noastră a României, la marile putere ale lumii, la atâția cercetători, la atâția doctori deștepți care sunt făcuți la timpul lor și chiar studiază, mă, dar nu-și dă nimeni seama, dar nu ia nimeni sunt o fiolă din fiecare. De doctori, sunt mii de doctori din toată lumea, zeci de mii de doctori. Așa. Care, și nu ia... cu alte versiuni și fie și nu cercetează fiecare. Asta e de la AstraZeneca, asta e de la Pfizer. Depinde cine e factorul de decizie. Contează depinde enorm de cine gestionează criza. Păi aia, adică mă... Și în ce scop? La ce dracu să mă vaccinez? Să-mi iasă bube pe mine, pe nas, pe gură, pe... Adică ți-e și frică. Teoretic, pentru că vaccinul nu știi. Trebuie făcut preventiv. Întotdeauna faci să te imunizezi. Așa am fost învățați. Bine, și când vezi reacții pentru de genul ăsta... Pentru a te proteja în cazul în care apare o astfel de situație. De-aia și în copilărie facem preventiv da. O serie de vaccinuri. Toate vaccinele care... Și definiția vaccinului asta. Una dintre definițiile vaccinului asta este. Sau vii la finalul unei pandemii, când deja nu mai e pandemie, lucrurile ies și din, ies din zona asta și rezolvi o eventual altă aprindere a focarului. Dar... Se pare că n-au găsit încă tratamentele păi antivirale necesare. Da, aia zic, adică la atâția oameni deștepți care le bubuie mintea de carte și de medicină și de tot ce vrei și de cercetare, mă, dar de ce nu ne spune? Adică, măi, dacă faceți Moderna sau Pfizer, sunteți, nu știu, nu se întâmplă nimic. Sau aveți reacții minore. Nu pot să spun asta. Păi de ce? Au spus că e sigur și uite că nu e sigur. Sunt sute de mii, în Statele Unite sunt sute de mii de cazuri. Reacții grele serioase. Și adverse și... Sunt oameni, nu știu, peste 1000 de morți
în urma vaccinului. Păi și asta ți se pare ceva normal? Chestii care sunt recunoscute public. Deja se anchetează o mulțime de cazuri. Sunt foarte multe situații. Și noi sigur că la 50 de milioane de americani care s-au vaccinat, par să fie un fel de victime colaterale sau acceptate off the record de către sistem. E cam cinică situația. Păi mine mă deranjează doar ideea că e un fel de loterie. Ok, știm că cei mai mulți nu pățesc nimic. Da. Așa se pare. Da. Puțin acum, în prima fază. Nu știm ce va fi peste ani. Nu îți garantează nimeni. Am văzut profesori universitari aici în platou, sau cu care am intrat în legătură directă prin Skype, care au spus că nu știm ce va fi peste 10 ani. Nimeni nu poate să ne garanteze că nu vor fi efecte adverse. Și atunci ți se pare corect așa? Nu, dar să zicem că nu vor fi efecte adverse. Mor. Și că mor totuși un anumit procent de oameni care fac vaccin, mor din diverse cauze medicale care vor fi descoperite. Dar nu e o loterie cumva, adică e normal să ajungi în situația în care să semnezi poate condamnarea fără să știi ce faci? Eu cred că fiind la început acest vaccin, adică ca oricare alt vaccin, că, nu știu, am văzut în spital, de exemplu, copii care au rămas infin paralizați și așa mai departe, nu știu de la ce vaccin sau de la ce injecție. Au făcut o injecție, nu știu, și acum mai sunt unul la nu știu câte cazuri. Madalin, nu știu dacă tu știi sau cred că și tu ai auzit. Mai sunt copii care au făcut injecții când erau mici la câteva luni, o lună, două de zile sau trei, nu știu, au făcut nu știu vaccin, ce fel de... Rujeolă, vărsa, nu știu, se face un vaccin sau era înainte, face un vaccin. Da. Și poliomielită și așa mai departe. Deci există acest risc, unul la nu știu cât, să se întâmple așa ceva. Există acest risc. Dar, de exemplu, în cazul acestui vaccin, eu cred că este la început și... Are probabil că, nu știu, eu nu mi-am făcut și eu vreau să-mi fac vaccin, i-am spus lui Mădălin, eu vreau să-mi fac vaccin. Dar toată lumea dacă trebuie știu să facem, că da. Așa pot să ajut și nu știu, să mă duc la spectacol. Undeva la mijloc, Daniela, să spun de ce, pentru că auzi cercetători asta de afară. Zic, că îl faci, internet, îl faci degeaba, dacă nu-l faci... Vezi și cazuri la noi. Adică nu e ceva să spună, băi, stați așa, eu sunt cu tare, sunt medic, cu profesorul cu tare. Nimeni nu poate să spună nimic și asta nici... Asta e mare problemă. Păi da. Și dacă da, veți vedea că se va ajunge la situație, veți vedea și în ediția de față, că sunt totuși treptat se va ajunge la momentul în care vor obliga categorii largi de cetățeni să se vaccineze. Să se vaccineze. Sub diverse forme. Hai să trecem la următoarea știre care e interesantă. Da. E vorba despre Mihai Viteazu. Aolo. Așa. Uitați-vă foarte atenți la această secvență, la această imagine. Figura lui Mihai Viteazu a fost reconstituită. Și este foarte pe bune. Adică a lucrat un artist foarte priceput, care a făcut un mulaj pe bază unor date foarte concrete, măsurători ale ecranului și așa mai departe, din perioada interbelică. Din păcate, în acest moment n-am mai avut acces la craniul propriu-zis al lui Mihai Viteazu, dar pe baza măsurătorilor făcute acum câteva zeci de ani, a reconstituit figura lui Mihai Viteazu. Molajul a fost realizat de tânărul sculptor Radu Panait și este expus la Muzeul Municipiului București. Așa se pare că arăta Mihai Viteazu. A fost un bărbat foarte înalt, la vreo 1,90-1,95 m, foarte bărbat bine. Așa i-am spus noi, Mihai Viteazu, bărbat bine. Vi se pare un bărbat bine? Arăta bine Mihai Viteazu? Mai nu l-am cunoscut. Dacă arăta așa, da, nu este știu. Înspăimântător sau da, cum e? E cam, da, cam ciudat, nu știu cum să zic. Dar, se pare foarte foarte inteligentă, dar asta nu știm. Nu știm dacă privirea este cea autentică. Pe asta vreau să spun. Ăsta este mulajul și este foarte probabil ca Mihai Viteazu să fie arătat în acest fel. Poate nu l-a prins într-un moment. O chestie interesantă, o inițiativă interesantă oricum. Nu știu dacă vi se pare un bărbat bine, dar... Mădăline, cei care cunosc și se pricep cum e cu treaba asta, cu mulaje, cu așa, deci îți dai seama că unul care nu a avut treabă cu așa ceva, ce părere să pot să-mi dau? Știu cine a fost Mihai Viteazu, dar cum a arătat decât în poze. Păi și pictorile. Din poze cum? Adică... Ca să arăți într-un post. Cineva a avut acces în perioada intervenției la craniul lui și a efectuat măsurători. Și practic, pe baza acelor parametri, poți să faci un molaj fără probleme. Am înțeles, dar cu ceea ce știu din cartea de istorie, cu ceea ce văd eu acum, nu este... Seamănă? Seamănă. Spun că sunt istorici și seamănă foarte bine. Da. Dar știm doar că atunci când a fost omorât și i s-a tăiat capul și printr-o trădare, cronicarul a scris și a căzut trupul lui frumos ca un copaciu.
Adică era... A, deci era un bărbat... Era un bărbat impresionant. Impresionant. Impunător. Pe statură și asta, da. Am vrut să le arătăm românilor cam cum arată singurul domnitor care a reușit cu foarte mult timp înainte de perioada modernă să unească cele trei țări române. Și dacă ar fi reușit să-și consolideze domnia, probabil că ar fi cucerit și niște părți din țările vecine. Că vecine, avea aceste intenții. Adică Polonia se ducea și prin Ungaria, că omul nu se lăsa. Ajunsese până la Sofia, până la Adrianopole, adică era singurul, a fost probabil unul dintre puținii cuceritori pe care i-am avut vreodată pe tronul vreunei țări românești. Uite, e bine că e expus în premieră la Muzeul Municipiului București, când o scăpa de pandemie, să mergem să, ne informăm normal. Bun, apropo de vaccinat, și o să ajungem și la știri mai relaxante și chiar aștept comentariile voastre spumoase. Doar cine se vaccinează, trecem la știrea numărul 6. Doar cine se vaccinează va mai putea călători cu avionul. Cu avionul, da. Anunțul a fost făcut chiar de șeful uneia dintre cele mai mari companii aeriene din lume, Qantas, care a transmis că în curând numai persoanele care fac dovada că s-au imunizat împotriva COVID-19 vor mai călători pe calea aerului. Pentru restul, autoritățile vor stabili ce modalități de transport sunt permise. Practic ajungem în situația în care aparent companiile aeriene își fac legi proprii, dar... Te obligă, adică e un fel de obligație. Bine mă, o să mă duc în America cu rata, când o băga rata. Bicicleta. Păi, da, pe trotinet. Asta este un fel, știi cum, mă scarting cam așa. O iau pe după tufișuri. Cum adică? Și dacă eu am un test negativ și dacă nu vreau să mă vaccinez, nu că nu vreau, vreau să mă vaccinez, dar poate dar dacă ai probleme de sănătate, asta de văd că nu mai am 20 de ani, adică vreau să văd ce mi se întâmplă, să iau toate probabilitățile în calcul, ca om, ca unul care nu știu, nu sunt medic, nu sunt, dar cum pot să, asta e un fel de obligație, mai așa, mai cu perdea, adică, bă, nu mai intri la, nu știu, farmacie sau la magazin. Nu putem să-i obligăm, sunt instituții dacă private, vreți, sunt comerciali. Nu vă obligăm. Păi asta nu e obligație, dacă nu mă las să mă duc, nu știu, la nepoată mea, în Germania sau undeva. Cum adică? Mă oblig să... Păi, nu știu. Probabil că astea vor fi modalitățile găsite de mediul politic pentru a nu lua decizii direct. Deși, iată, nu mai știu, în Italia, parcă, sau unde s-a luat decizia ca medicii să se vaccineze forța, adică obligatoriu. Obligatoriu, da. Asta vor fi, ca să nu genereze revolte masive și reacții agresive din partea publicului, vor fi etape, probabil, strategii. Probabil, da. Care companiile aviatice ne vor impune să nu ne deplasăm și așa mai departe. Păi nu, începe cu avionul, după aia cu trenul, după aia cu rata, după aia cu microbus. După aia nu mai ai voie la hotel. N-ai voie la restaurant, n-ai voie la farmacie dacă nu ești vaccinat. Păi... Mai nu le spuneți, fiind cântăreți? Asta nu mi se pare. Ca să putem să ne ducem la spectacole? Nu. Lasă-mă să decid eu ce fac cu corpul meu. Uite, citeam tot așa pe internet de Novak Djokovic, că tot e turneul de la Miami și mă uit... că îmi place foarte mult tenisul și, uite, nu vrea să se vaccineze. A zis că orice ar fi. Deci chiar am citit interviu cu el și e numărul 1 mondial și știe ce vorbește, mă gândesc. E mai informat decât mine și decât alții, nu? Nu dorește să se vaccineze cu niciun fel de vaccin. Da. Da, e unul și probabil că le stă în gât cumva celor care l-ar fi folosit ca instrument... Nu știu. De promovarea vaccinării. Simona Halep s-a vaccinat. Simona noastră, da. Ok, trecem foarte repede peste următoarea știre. UE va introduce, practic, pașapoartele digitale de vaccinare pe 15 iunie. Da, din 15 iunie vor fi valabile pașapoartele digitale de vaccinare. Asta ne anunță comisarul european Thierry Breton, care le-a prezentat francezilor noul certificat verde digital. Ne așteaptă vremuri interesante. Asta vreau să zic, că până nu te vaccinezi, nu cred da, că... Aș vrea, înainte de publicitate, să vorbim despre Sharon Stone, care a dezvăluit un fapt extrem de interesant. Așa. Da, un chirurg plastician, practic, i-a mărit sânii. Eu și ce curaj pe ăla. Fără consimțământul ei. Aoleu! Eu. Au anesteziat-o, ce a făcut? Păi, da. Păi cum a făcut? Adică asta s-a întâmplat. Păi când s-a întâmplat? 2001. În 2001 s-a operat, a vrut să-și facă o reconstrucție de sâni. Da. Și băiatul s-a uitat la ea și a zis, bă, nu îmi place, adică... Așa, și i-a mărit... I-aș pune sâni mai mari.
Așa, adică și mi se pare că e... Fără acordul ei. Deci femeia a vrut doar o reconstrucție de sân. Probabil că și-a făcut un lifting sau ceva, nu știu ce. Oricum, tot frumoasă e. Adică așa? Se vede că au trecut. Asta s-a întâmplat acum în 2001 când era pe val. Deci acum 20 de ani. Acum 20 de ani și a povestit acum. Sharon Stone, practic păcălită de un chirurg plastician, care în timpul exercițiului s-a uitat la șoldurile și a zis, bă, a luat-o pe toate părțile. S-a uitat și zice, i-aș pune sân mai mare, că asta a fost explicația lui ulterior. Și i-a pus sân mai mare. Așa, și i-a făcut un bine. Păi și i-a făcut un bine. Asta vreau să văd, i-a făcut un bine sau... I-a făcut un bine. Mă, i-a făcut un bine, că femeia nu are nici a 20 de ani, 30 de ani. Adică a depășit bine... Nu, are 60 și da, puțin știu, de ani, da, arată foarte bine. E foarte frumoasă, arată bine și de ce... Uite ce norocoasă a fost Danielu. Bă, auzi, nu se întâmplă și noi. Să mă duc și eu la dentist și să fac o anestezie, să zic că, bă, Gherfi nu-mi place așa, ia să-i fac sânii, să-i mai iau de colo, să-i mai pui colo, asta nu ni se întâmplă. Nu ești norocoasă, că trebuie să, pentru ce spui tu, trebuie să scoți niște zeci de mii, dar nu știu, poate că e pusă la mișto, că nu cred eu. Nu, femeia... Dacă a scornit-o, a scornit-o. Dar a scornit-o cu dedicație, adică, medeline. Probabil, în mod normal, se lăsa cu proces. Păi, cum dracu? Adică mă tai așa, eu mă duc să-mi scoți apendici. Eu fi plăcut ce a ieșit. Eu fi plăcut ce a făcut doctorul. Adică... Nu, adevărul că arată bine. M-am văzut filmele cu ea. Tot timpul. A fost o femeie frumoasă. Nu poți să spui, dar... Adică e ceva și ilegal dacă iese... Cum adică? Eu vin la tine să-mi scoți... Las că i-a plăcut și ei, stai liniștit. Și ăsta a reacționat ca bărbatul, ca soțul ei. Păi nici ca soț. Și nici ca pe ce decide bărbatul pentru mine. Ce soțul, dacă nu-i place ceva la mine, ia cuțitul și mă taie. Nu știu, a fost foarte îndrăgostit din moment ce s-a decis să... Păi cu treaba lui, dacă tot i-a mărit sânii, i-a făcut șoldurile, s-o ia și de nevastă. S-a uitat, nu, a zis așa că de ce ți-a mărit sânii? Se potriva mai bine cu linia șoldurilor tale. Păi i-a făcut un bine. La modul ăsta, adică. Păi înseamnă că atunci ea o să fie mulțumită și happy, că i-a făcut un bine, nu? Ia uzi, Danielu, ia să încercăm și noi. Păi la ce? Unde să te duci să te operezi? La mama și la tata. Unde da, avem, după o scurtă pauză, avem știri foarte tari. De exemplu, Alexandra Stan a afirmat că a făcut sex și cu femei. Comentăm și asta. Stai așa. De-aia ne-a. Știi că Dana Budan a vorbit despre tine? Nu. Nu știi? Nu. Da, vei vedea. Pune-mă într-o situație, cum ai pus cu George. Pune-mă într-o situație de-asta frumoasă. Ce se mai aude despre vaccinul românesc, știri interesante. Avem și o inițiativă foarte tare. Sunt o organizație neguvernamentală care vrea așa, nici mai mult, nici mai puțin, decât fără români în funcții publice. Vorbim și despre Andreea Marin și scandalul lui perpetu cu Mihaela Rădulescu sau conflictul, sau mă rog, sentimentele pe care le știm față de Mihaela Rădulescu. Andreea Marin a fost invitată aseară aici și a spus niște lucruri extraordinare în premieră. Avem și un top femei 50+, pe care chiar aștept să-l comentați. Și vă spune și câți bani au cheltuit pe divorț până acum Angelina Jolie și Brad Pitt. E considerat cel mai scump divorț din lume, de până acum din istorie. Mai bine își vedeau de treaba lor. Veți afla. Ne întoarcem imediat. A doua parte, doamnelor și domnilor, o puteți urmări doar pe Metropola TV, adică nu va mai fi pe internet, pe Facebook. Dacă nu aveți Metropola TV, căutați-o în grila de programe. Există acolo pe principalele rețele de cablu și nu numai, doar o simplă rescanare a listei de programe și Metropola TV apare. Așadar, vă reîntâlniți cu Daniela Gheorghe și cu Maria Cărneci în doar câteva momente. Avem știri, rămâneți cu noi!